Este tânăr, ambițios și a reușit ca la vârsta de 18 ani să pună bazele Parlamentului European al Tinerilor la Salău. Este vorba despre elevul Colegiului Național Silvania Salău, Cristian Vale, cel care a reușit să înscrie județul Sălaș pe harta tinerilor europeni. Tânărul este Cristian Vale. A intrat în contact cu Parlamentul European în luna aprilie 2017, atunci când a asistat la o sesiune de prezentare al acestui proiect. Nu a stat pe gânduri și a răspuns afirmativ acestei provocări. Prima mea experiență cu UIP se datorează coordonatorii județene pe satul mare, Corina Caterenciuc, care a susținut o prezentare în clasa noastră în luna aprilie anului trecut. Și astfel îi sunt foarte recunoscător pentru șansa oferită și astfel am reușit să devin coordonator și alături de un grup compact din clasa mea am reușit să formăm primele delegații pentru sesiunile UIP care ne-au fost disponibile la momentul respectiv. Care a fost prima sesiune la care am participat a fost la sfârșitul lui august. Rolul meu în principal este de a forma delegațiile și de a-i trimite la sesiuni. Și totodată de a mă ocupa cu partea organizatorică, cum ajung delegații la sesiuni, să-i pregătesc într-o anumită măsură pentru a ajunge acolo și totodată să-l promovez și să convinc cât mai multă lume să se implice în așa ceva, deoarece e foarte important și dezvoltă extrem de multe calități. Înainte să devin eu coordonator județean tehnic, Centrul Sălaj nu activa în Parlamentul European. Eu am devenit, fiind primul coordonator și fondatorul Centrului Sălaj în județul nostru. Și cu prima noastră participare la sesiune am avut șansa mai apoi să ne exprimăm experiența și să-i convingem și pe alții. Și apoi au tot urmat mai multe delegații care au participat la restul sesiunilor și astfel am reușit să acredităm centrul. Și acum suntem un centru oficial acreditat și putem să trimitem la sesiuni oricâți delegați am dori. Până acum, la nivelul județului Sălaș, fac parte din această organizație 15 tineri, iar cei care doresc să facă parte din această organizație pot să se înscrie în etapa de selecție, care va avea loc la sfârșitul lunii martie. Să ia în considerare faptul că este o experiență care dezvoltă extrem de multe abilități, care sunt foarte puțin dezvoltate în cadrul învățământului. Pentru mine a fost o experiență incredibilă, deoarece eu la început am luat parte în foarte multe proiecte pentru tineri. Însă majoritatea se concretizau pe un grup de tineri care voia să crească gradul de conștientizare cu privire la o anumită tematică în rândul comunității. Și ceea ce mie mi se pare un scop nobil și drept de urmat, însă am resimțit un anume neajuns, anume că eu stagnam în timp ce făceam foarte multe lucruri pentru alții și nu reușeam să mă dezvolt personal. Și de aceea UIP a căzut exact la momentul potrivit, deoarece proiectul în sine se bazează pe dezvoltarea delegatului și îndeprinderea abilităților sale. Parlamentul European al Tinerilor, fondat în 1987, este o organizație europeană de reprezentare a tinerilor din statele membre. Parlamentul European al Tinerilor promovează dimensiunea europeană în educație și oferă posibilitatea elevilor sau studenților care fac parte din grupa de vârstă 16-22 de ani să participe la o experiență practică și pozitivă de învățare.